Bună seara, doamnă și domnilor, bun regăsit, sunt Mihai Ciorbaru și dacă aseară am discutat cu un reprezentant al Asociației Orașelor, am vrut să vedem și cum stau lucrurile chiar în teritoriu. Și mi s-a părut cel mai de bun augur să aducem un reprezentant al unui oraș din județul Constanța, un oraș care de-a lungul timpului a avut mult de suferit, la un moment dat era considerat și zonă defavorizată, dar acum se pare că lucrurile se mișcă. Ceea ce să vă mire foarte mult, în schimb, este faptul că, deși primarul acestui oraș, este vorba despre orașul Hârșova, este un reprezentant al arcului guvernamental, pentru că face parte dintr-un partid care se află acum la putere, o să vedeți că nu menajează cât de puțin și spune lucrurile pe nume. De aceea mă bucur că l-am alături de mine în platou pe primarul orașului Hârșova, domnul Viorel Ionescu, care îi spun bună seara și mă bucur că ați acceptat invitația mea. Sărmâile, mulțumesc pentru invitație, domnul. Domnul primar, nu ne-am mai văzut, cred că din primăvară, dacă nu greșesc. Și recunosc că urmăresc pagina noastră de Facebook și am observat că în ultimele luni au fost tot mai multe postări, dar nu postări din vacanțe sau din știu ce petreceri ale orașului, ci cu proiecte cu care încep să prindă contur, cu dovezi clare că ceea ce ați spus atunci când ne-am întâlnit începe să devină realitate. Dar vreau să ne spuneți dumneavoastră, la ora actuală, care sunt proiectele care se află în derulare, fie că sunt cu bani din bugetul local, fie că sunt cu bani de la diverse ministere de la București sau, de ce nu, poate chiar cu fonduri europene, deși birocrația e greoaie și sufoasă. Da. Păi avem de față proiecte din toate categoriile pe care spuneați dumneavoastră, și din categoria celor susținute din bugetul local, și din bugetul de stat, și din fonduri europene. Două proiecte din fonduri europene mari pentru oraș sunt cele de care am spus, cred că și v-am amintit la prima noastră întâlnire, reabilitarea școlii vechi, ansamblul Vasile Cotovu, școala veche, cum îi spunem noi, un proiect transfrontalier România-Bulgaria. Un al doilea proiect, tot pe România-Bulgaria transfrontalier, de reabilitare a stadionului orașului, faimosul, și aici o spun cu ghilimele de rigoare pentru acele persoane tendențioase, faimosul proiect cu Oina, și am să vă explic despre ce este da, vorba. Da, am auzit că vreți să faceți o echipă de Oina, da, da, ceva, da. După care, din categoria, să spunem, proiectelor finanțate în bugetul de stat, sunt cele 5 proiecte pe PNDL, și anume asfaltarea a 10 km, canalizarea a 9 km și mansardarea școlii gimnaziale cu extinderea școlii clasele 1-4 a liceului Ioan Cotovu, plus o extindere a grădiniței Tic-Pitic. Iar din proiectele pe care le-am demarat și finanțate din bugetul local, aici amintesc de construirea unui heliport în curtea spitalului. La fel, un proiect care a stârnit pentru puțin, nu pentru toți, pentru puține acele persoane care încă nu acceptă că... De ce? Că aveți un spital orășenesc și care... Avem un spital orășenesc, dar când veți dori dumneavoastră, dacă discutăm, aș dori să despre câteva proiecte, aspecte, da, să punctez câteva aspecte pentru a face anumite clarificări de rigoare, pentru că cel puțin aceste două proiecte cu stadionul și heliportul, le spun așa denumirea pe scurt. Da, au iscat comentarii. Au iscat comentarii. Eu am cerut și un drept la replică. Am făcut o adresă prin care am solicitat drept la replică către două televiziuni. Una mi-a răspuns că nu se simte vinovată, că a preluat de la o altă emisiune. Da, nu știu dacă pot... Da. Mai puțin pune contează. Numele, o să rămâiți puțin contează. Cum stau lucrurile. Cert este și... că la un moment dat, dacă nu vor accepta dreptul la replică, le voi cere dreptul la replică în instanță. Pentru că am spus că nu voi permite nimănui să-și bată, așa o spun, să-și bată joc de orașul nostru. De orașul ne-ați enumerat câteva proiecte cu diverse surse de finanțare. Da. În schimb, despre cele care au fost depuse pe Programul Național de Dezvoltare Locală 2,
Probabil că ați acceptat, ați primit ok-ul în sensul că au fost declarate eligibile, dar urma să transmite toate primările, de altfel, documentația suplimentară. Da, am transmis toată documentația pentru 4 din cele 5 proiecte și anume pentru... Am și semnat contractele de finanțare. Pentru aceste deci, 4? Pentru aceste 4. Efectiv, pentru asfaltarea a 10 km, din care 4 km vor fi asfaltate străzi din satul Vadoi, ce aparține de Hârșova, și încă un kilometru, aproximativ un kilometru, cele două străzi de la Ferma 1, tot așa un cătun ce ține de orașul Hârșova, plus cele trei instituții de învățământ de care vă spuneam, mansardarea școlii gimnaziale, extinderea cu două clase a școlii clasele 1-4 și extinderea grădinii de pitic. Deci pentru aceste 4 proiecte am și semnat contractul de finanțare, ceea ce înseamnă că în 2018 da, lucrați, ne efectiv. Apucăm de treabă. Da, efectiv. Asta că dacă nu aveți, cum se obișnuiește la noi la români, contestații la licitații, doamnă, și contestații, așa mai departe. Pentru că se poartă. Da. Știți cum e? Cred că la noi la român s-a scos vorba aceea cu contestatarul de serviciu. Nu mi-este teamă de contestații, mie mi-este teamă de... sau nu că mi-este teamă. Urmăresc cu atenție evoluția economică a României și sper să fie bine, astfel încât nu numai Hârșova, ci toți care au primit proiecte pe PNDL să primească și finanțarea pentru a duce. Asta vreau să spun și eu. Nu știu dacă primarii au sau nu această teamă, dar eu am și manifestat-o public, recunosc. Am această reținere în ceea ce privește aceste proiecte pe PNDL, sursei de finanțare, asigurarea acestei surse de finanțare. Recunosc că da, am emoții. Mai ales după ultimele modificări ale codului fiscal, nu știu cum vor mai fi lucrurile. Eu sunt întotdeauna optimist. Eu privesc partea plină a paharului, nu privesc partea goală. Deci eu cred că din moment ce s-au semnat contracte de finanțare, oricum ar fi 2018-2019, cu certitudine aceste proiecte se vor finaliza la Hârșova. Și mai am, sunt pe ultima sută de metri cu proiectul privind canalizarea, mă rog, extinderea rețelei de canalizare, în cadrul căreia dorim să dezvoltăm rețeaua de canalizare în Vadoi, să acoperim străzile, mai avem câteva străzi fără canalizare în Hârșova, să, mai ales în zona orașului unde este stâncă. Și eu zic că va fi bine, totul va fi bine, veți vedea. Însă, la prima noastră întâlnire mi-a spus că un proiect de sfârșit pentru care, și de altfel mi-ați amintit și înainte de a intra în direct, și la care, de care vă veți ține cu dinții să-l realizați, se referă la asigurarea alimentării cu gaze a orașului. Da, este un proiect mare. Vreau să vă spun că este un proiect mare, foarte costisitor. De la prima noastră întâlnire și până acum am trecut de prima etapă a discuțiilor și am făcut și un studiu de prefezabilitate. Între timp am obținut și un aviz de principiu de la Transgaz, care certifică faptul că acest proiect este viabil, se poate implementa și la Hârșova. Rețeaua de gaze efectiv va pleca din punctul Cogealac și până în Hârșova va avea o lungime de 43 de kilometri. Conform studiului de prefezabilitate, valoarea estimată a lucrării este undeva la în jurul celei 5.400.000 de euro. Sumă pe care o acoperă cine? Sumă pe care eu voi alerga, vă dați seama că nu primăria Hârșova. În niciun caz nu o să puteți. Dar asta este treaba primarului, să descopere, că le știe, să acopere nevoile cetățenilor prin proiecte și după aceea să alege după finanțare. Vă pot spune că sunt mai multe surse de finanțare. Un proiect similar a fost pe fonduri europene când localitatea Țăndărei a fost branșată la rețeaua de gaze, dar cota de finanțare a fost asigurată de Consiliul Județean Ialomița. Mai este a doua variantă, să vedem surse proprii ale Transgazului și ultima variantă, surse proprii ale primăriei. Acum, din aceste trei... Cred că ultima cade, vă spun, cade. Da. Oricum, i-am spus, este un proiect viabil, este un proiect, în schimb, ce nu este... Tot, mai spunea unele voci, doamne, Hârșova, nu este proiectul Hârșovei. Lumea trebuie să înțeleagă că acest proiect pe care, da, eu l-am demarat
ca să închid odată toate comentariile, cu 2 ani și mai avem încă vreo 8 luni până la alegeri. Mai deci e destul până în vara, da, 2020. Exact, da? Mai e destul. Deci eu l-am pornit pentru că eu cred și vreau să văd undeva în viitor că Hârșova are și o speranță la o dezvoltare din punct de vedere economic. Aici nu discutăm de rețea de gaze doar din punct de vedere al traiului cetățeanului. Discutăm și ca o perspectivă de dezvoltare, ca o modalitate de a încuraja investitorul să vină în Hârșova. Exact cum vă spuneam la prima întâlnire, anul 2017 a fost anul în care eu am redus taxele. Fac o paranteză, în 2018 voi menține aceleași taxe scăzute. Urma oricum să vă întreb. Da. Oricum o să abordăm și subiectul ăsta. Da, îl vom aborda. Trebuie neapărat. Ok, nicio problemă. Atunci o lăsăm las paranteza deschisă. Așa. Pentru punctul 2. Da. Dar acest proiect de legarea orașului la rețeaua națională de gaze este un proiect prin care se va asigura, din punctul meu de vedere, dezvoltarea regiunii de nord a județului Constanța. Pentru că plecând de la Cogealac până la Hârșova, nu vin gazele la Hârșova și stop. Nu. Efectiv, toate localitățile aflate pe acest traseu vor avea posibilitatea să se racordeze la rețeaua de gaze. Da, este adevărat. Eu am demarat, am făcut acest prim pas și ca, să spunem, ca o perspectivă a faptului că Hârșova acolo este singurul oraș pe o rază de 65-70 de kilometri, da? Și este un pol. Trebuie să fie un pol. Doamne, eu cred că este și va deveni un pol mai puternic decât este. Deci eu zic că este și va deveni un pol mai puternic decât. Sper să nu vă dispară optimismul ăsta pe care le cunosc. L-ați manifestat și în prima noastră întâlnire, dar sper să nu vă dispară până la finalul acestui prim mandat pe care l-aveți de primar. Doamnă, optimismul nu cred că va dispărea. S-ar putea, într-adevăr, să crească gradul de dezamăgire față de... De ce se întâmplă? Și dacă tot ajungem la ce se întâmplă și pentru că tot ați adus aminte de faptul că în acest an pentru locuitorii din Hârșova au beneficiat de taxe și impozite reduse, stau și mă întreb cum veți reuși să mențineți aceste taxe și impozite reduse în contextul în care modificările codului fiscal aduce reduceri drastice ale bugetelor locale oricărei unități administrativ-teritoriale. Cum e la Hârșova? Ați făcut o simulare? Cum credeți, doamne, că vă veți descurca în 2018 cu noile prevederi ale codului fiscal? Nu va fi ușor, dar nu va fi nici foarte greu. Este o situație foarte asta delicată. Asta o spuneți ca să menajați formațiunea pe care o reprezentați? Că e co-acționar, să zic așa, ghilimele de rigoare la această măsură? Nu spun. O spun tocmai ca să dau încredere cetățenilor orașului Hârșova că eu acolo voi lupta în așa fel încât să fie bine pentru cetățeni. Faptul că bugetele locale vor fi diminuate... La Hârșova cu cât va fi diminuată? Cum ies calcule? Că am spus, matematica este peste tot aceea și este universală. Tocmai. Aproximativ 20%. Deci în momentul de față, pe o simulare care am făcut-o, discutăm mai de toată lumea se raportează la salariul minim pe economie, da? La un salariu minim pe economie, în momentul de față, un angajat ia 1160 de lei. Da? Prin noile modificări ale codului fiscal, va lua 900 de lei. Asta înseamnă că eu, ca să păstrez, ca am mai spus, dacă nu, am un principiu, dacă nu poți face bine, măcar nu face rău. Dar orice bine ar fi dacă ai gândit-o așa, da. Doamnă, ăsta e un principiu de al meu. Și atunci spun, doamne, măcar să rămânem la salariul net pe care îl are cetățeanul. Ca să rămânem la salariul net actual, va trebui să venim cu un brut undeva la 1900 de lei. Da? Deci, 20%. În 2017, bugetul pentru salarii al orașului Hârșova aproximativ 6 milioane. Discutăm în cifre rotunde. Da. Aproximativ 6 milioane de lei. 20% ce înseamnă? În 2018 înseamnă o presiune pe fond de salarii de un plus, da? De 1,2 milioane de lei. Bani care va trebui, din punctul meu de vedere, guvernul să găsească soluții să ajute primăriile. Pe mine mă miră că la un moment dat, în întâlnirea care au avut-o luni,
reprezentanții de la AORE, de la Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România și cea a comunelor. Și în o discuție anterioară a acestei întâlniri, concluzia a fost una clară. Vă dăm noi. Numai că nu știu de unde vor da și guvernanții în contextul în care impozitul pe venit, au zis clar, scade de la 16% la 10%. Da. Da. Deci din start e o reducere a banilor care se colectează și multe altele care se adună. Doamne, vor trebui să găsească soluții pentru că și oricum altfel, la bugetele locale vine o cotă, o cotă parte din impozitele, da, pe salarii. Deci, vor trebui să găsească soluții, vor trebui să apeleze la specialiștii pe care îi au, pentru că altfel timpul este necruțător. Da, trece. În 2020 vor simți dacă măsurile luate... Până în 2020 cred că ne luăm toți tălpășița din țară, dacă continuăm așa. Doamnă, păi altceva ce putem face? Eu ce pot să vă spun este în felul următor, că au fost niște discuții atunci când s-a votat noua lege a salarizării. Și știm cu toții că la momentul respectiv, din informațiile care le am eu, doar 3 primării din județ nu au mărit salariile, da, la maxim. Printre aceste 3 primării mă număr și eu. La și moment... nu v-au criticat? Ba da, la momentul respectiv, la momentul respectiv au fost supărați angajații. Bănuiesc că am înțeles, o parte au înțeles, au realizat cum stau lucrurile și din experiența localităților din jurul nostru. Dar are să vă spun un lucru foarte interesant pe care eu l-am observat și deja îl bănuiesc și o spun aici pentru că am spus-o și o voi spune mereu. Faptul că au fost acele măriri de salarii. La momentul respectiv, domnul prim-ministru a făcut o afirmație foarte pertinentă, foarte corectă și a spus, domnule, cine a depășit bugetul inițial, să facă rost de bani. Dacă nu, să revină. Tot din discuții neoficiale, am înțeles că toate acele primării care au dat hotărâri de consiliu privind mărirea nejustificată a salariilor, vor fi, mă rog, hotărârile respective vor fi atacate în contencios. Și sunt curios să văd dacă prefectura va face acest lucru. Nu cred. Nu știu. Eu sunt curios. Voi urmări, v-am nu spus. Cred, pentru că ei au acoperire legală. Legea le permite. Ok. Mergem mai departe, pasul 2. Mergem mai departe, pasul 2. Apare în momentul de față o diferență de salariu. Și credeți-mă că deci există cu siguranță o diferență în volumul de muncă între primăria Hârșova și oricare primărie din zonă. Nu mă raportez. Noi rămânem, cum vă spuneam, Hârșova este, da, este un nucleu în zonă, da? Și avem primării de comună în zonă unde salariile sunt mai mari decât ale angajaților din primăria Hârșova. Deși acolo volumul de muncă, și se poate vedea pe proiecte, da? Se poate vedea din execuții bugetare, se poate vedea din liste de investiții, nu este la fel ca la Hârșova. Totuși s-au făcut mări de salarii. Acum, mi-a venit această idee când am văzut redistribuirea acelor sume prin Consiliul Județean. Și voi urmări mai departe cum se vor redistribui acele sume de către Consiliul Județean, pentru că, în general, acele sume trebuie distribuite, eu așa o văd, pe dezvoltare locală. Cum este și cazul. Spune de azi, da, da. Cum spune? Ei, câți bani pe dezvoltare locală ați primit de la Consiliul Județean? În momentul de față, 850.000. Cunosc comune care au primit sume mult mai mari. Sume mult mai mari, da. Nu știu, acum, știți cum e? Nemulțumitului îi se ia darul. Eu, exact cum spuneam, mă descurc. Nu mi se pare corect atitudinea asta, dar în fine. Da. Mi se pare corect să dea bani celor care fac proiecte, păi nu, și care, și într-adevăr, vor să dezvolte comunitățile. Da, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Eu am și spus pentru corect. Fiecare. Deci, în momentul de față, eu vă pot arăta. Că așa e simplu să te duci să ceri bani, dar nu faci nimic, da, acoperi doar cheltuieli. Să vă spun. Deci, în momentul de față, o am actualizat acum, că să dăm cu 3.475.000 de lei. Reprezintă bugetul, cota parte a orașului Hârșova în proiectele în care eu am implicat acum orașul. Deci, în momentul de față, toate proiectele pe care unii știu, alții nu știu, pentru că, în general, le-am și spus, nu sunt genul de om care să se bată cu pumnul în piept. Eu prefer să tac, să fac și să las faptele să vorbească în locul meu. Le-am mai spus multora, eu sunt primul cetățean care aștept cu nerăbdare să se vadă rezultatele muncii mele. Sunt primul, dar or să apară și ele. 3.875.000 de lei
cota orașului. Suma trebuie să existe clar în bugetul viitor. Bine, aici discutăm, aici discutăm, acoperiți cofinanțarea, da, pentru aici discutăm, aici discutăm și de proiecte multianuale. Da? Dar ideea este în felul următor. Bugetul de funcționare a primăriei pe anul 2017 a fost de 5.500.000 de lei. Deci vă dați seama că în momentul de față cota... În contextul în care bugetul total al orașului a fost de? Aproximativ 20 de milioane. Bun. Deci aici, când discutăm pe salarii. Da, când discutăm, da, undeva la 6 milioane, cu 5 milioane, restul după aceea mai avem și, că intră tot în bugetul local, salariile profesorilor. Avem medicilor. Și, exact, exact. Bun. Problema se pune în felul următor. Eu am spus de la bun început. Eu vreau să mă duc cu proiecte. Nu vreau să primesc un leu dacă nu-l merit. Dar dacă eu vin cu proiecte viabile pentru cetățeni, atunci eu mă voi zbate ca să primesc acei bani ca să derulez acele proiecte. Înțelegeți? Acum apare următoarea întrebare în mintea mea, pe care acum o spun cu voce tare. Ce facem noi în situațiile în care anumite comune primesc bani pentru arierate? Da. Noi avem o problemă atunci. Dacă... Sau nu avem o problemă? Apare următoarea întrebare. De ce au apărut arieratele? Și ne gândim, au apărut arieratele pentru că poate s-a făcut acea mărire de salarii. S-a, da, depășit, posibil, s-a depășit acel buget de salarii și automat, pentru a plăti salariile oamenilor, ce facem? Nu mai avem bani să ne plătim furnizorii. Sau invers. Da, să spunem că salariile trebuie să le dai lună de lună. Furnizorii mai poți lăsa la 60 de zile, la 90 de zile. Deci ei au asigurat salariile și furnizorii i-au lăsat. Eu ridic un semn de întrebare și v-am spus că voi urmări foarte clar treaba asta. Și ne trezim după aceea că avem arierate. Și primim bani pentru plata acelor arierate. Din punctul meu de vedere, bani pentru plata arieratelor, începând de când a intrat noua salarizare, reprezintă o formă mascată de a acoperi acele salarii care au fost majorate, practic, nejustificat. Exact. Trist, dar adevărat, într-adevăr. Care sunt, la ora actuală, problemele care se confruntă administrația publică locală din Hârșova? Problemele reale, în momentul de față? Nu știu, dacă... Am avut o întâlnire săptămâna trecută cu mai mulți factori de decizie privind liniștea și ordinea publică. De ce? Bănuiesc că s-a întâmplat ceva. Nu s-a întâmplat, nu am convocat. Eu a venit dinspre județ, au venit și au dorit, tocmai de aia Hârșova, cum spuneam, este un pol acolo în zonă, toate localitățile din jur s-au întâlnit la Hârșova. Și s-a discutat de siguranța cetățeanului în zonă. Siguranța cetățeanului în zonă, am spus-o la momentul respectiv, Hârșova nu iese din tiparul normal, da? Avem și noi acolo plus minus. În general, eu cred că este un oraș liniștit. Un oraș care, sau mă rog, în care cetățenii până acum au crezut că, domnule, putem face cam ce vrem noi fără să ni se întâmple nimic. Eu am spus-o atunci și o repet și acum, în fața camerelor de la vedere, faptul că orașul Hârșova este un oraș în care toți cetățenii, eu îmi doresc să fie tratați egal, indiferent de... Așa ar trebui. Da. Să gândească toți primarii. Bun. Asta înseamnă că, din punct de vedere al siguranței cetățeanului, Hârșova nu este o problemă pe cât vor unii să inducă. Să o arate, da. De ce am spus treaba asta? Pentru că foarte mulți s-ar gândi, domnule, cea mai mare problemă a orașului Hârșova, unde de față o reprezintă locurile de muncă. Da. Da și nu. Să spunem. Și să mă explic. Pentru că în timpul audiențelor veneau foarte multe persoane și spuneau, domnule, dați și mie un loc de muncă. Eu le-am explicat, nu vă supărați. Treaba mea ca primar este să asigur un cadru adecvat pentru a atrage investitorii să vină să creeze locurile de muncă. Primăria nu este o fabrică, nu este o uzină. Primăria este, să spunem, creierul ce generează dezvoltarea unei comunități. Primăria ar trebui să reușească să atragă investitori, de exemplu.
până vor veni investitorii, pentru că le-am spus, acest proiect de racordare a orașului la rețeaua de gaze este un proiect mare, repet. Da, are în subsidia și această țintă, deci, clar. Da, este clar, pentru, da? Discutăm după aceea, dacă veți dori, de preluarea malului Dunării în administrarea locală. Eu am făcut adresă la minister. Așa. Ultima adresă chiar am făcut-o către domnul ministru al transporturilor. Noul ministru al transporturilor. Noul ministru al transporturilor. Am înțeles, deci... Da, pe data de 19-a 10-a. Aștept răspuns. Cu siguranță va răspunde chiar dacă am trecut de 19 noiembrie. Dar cum spuneam, investitorii. Până vor veni investitorii, eu am spus, vreau să încurajez întreprinzătorii locali. Și atunci am spus așa, haideți să discut cu cei care vor dori și să fiu un fel de bursa locurilor de muncă la nivel de oraș. Și mi-am propus ca la fiecare început de lună să întreb întreprinzătorii locali și cei care vor dori sau vor avea de oferit locuri de muncă să-mi spună. Eu am 5, eu am 10, eu am 15 și le-am pus pe pagina de Facebook a orașului Hârșova. Pentru luna noiembrie, Hârșova are nevoie în momentul de față de 59 de locuri de muncă. Da? Și să nu spuneți că n-aveți doritori. Deși... și la, vin în audiență, nu le vreau un loc de muncă. Ok. Atunci vin cu întrebarea. Este crud la adevăr, că într-adevăr s-a cam... Noi suntem într-un deficit al resurselor umane. În general, tinerii fac o școală și preferă să rămână în Constanța, în București sau în alte localități unde fac facultăți. Au alte perspective, e adevărat. Nu pot fi condamnați. Corect. Sunt total de acord cu dumneavoastră. Dar nici eu nu pot fi condamnat că nu pot angaja la nesfârșit persoane care nu au studiile respective. Adică, totuși, nu pot angaja numai persoane care n-au nici măcar liceul terminat sau... Înțelegeți? Înțeles. Este o problemă. Aici este într-adevăr o problemă foarte, foarte mare în orașul Hârșova și în acest sens am un proiect în urma căruia grup țintă 600 de persoane vom încerca o reconversie profesională. Da. Asta vreau să vă sugerez, că ar trebui să facă niște cursuri de recalificare. Da. Pe ceea ce se solicită pe piața muncii la Hârșova. Asta e. Da, păi proiectul chiar se și cheamă măsuri integrate pentru categorii defavorizate în zona de vest a orașului Hârșova. Înțelegeți? Este la fel un proiect mare, frumos, s-a semnat contractul de finanțare. Când preconizați să le începeți? Păi, noi deja l-am început, în schimb sunt mici probleme cu autoritatea de monitorizare. Acolo, întotdeauna, legislația asta este mai... Și, mă rog, dar... Ușor, 3 ani de zile da, am la... Da, este perioada de desfășurare a acestui proiect. Uh-huh. Și revenind, de-aia spun, locurile de muncă, da, reprezintă o problemă în orașul Hârșova, dar totuși, în modul de față, Hârșova, cum spuneam, în luna noiembrie, oferă 59 de locuri de muncă. Să vedem dacă se ocupă. Sunt foarte curios să văd și eu în decembrie dacă a scris sau dacă a crescut, da? Exact. Da. Spuneați că foarte multe discuții și le-am văzut și eu la un moment dat, le-am auzit, au iscat două proiectele dumneavoastră, două inițiative, una privind construirea unui heliport și cealaltă privind înființarea unei echipe de oină. Da. Proiectul oină, cum le place, am mai spus, da, unor persoane binevoitoare. Da, e sportul național. Da, da. Bun, haideți să începem mai întâi cu proiectul cu stadionul, pentru că heliportul a fost secundar ca un rezultat al acestui proiect. Eu am spus, acest proiect, păcat că a trebuit să apăr eu. Este un proiect frumos, mie îmi place proiectul. Dar a fost un proiect început de fostul primar și eu l-am continuat. Vreau să vă spun că toate acele acuze și toate acele neadevăruri spuse la adresa mea, nu m-au... L-ați continuat pentru că vi s-a părut de bun augur, că vi s-a părut un proiect necesar pentru comunitate? Da, doamnă, pentru că acest sau proiect... Sau că v-a fost teamă să nu vi se spună, a, uite, a venit nou primar și nu mai ține cont de ce a lăsat, ce vroia să facă fostul. Nu, ceea doamnă. Ce se întâmpla des da, în administrațiile doamnă, locale. Nu. Exact ce am spus mai devreme. Este un proiect care mie îmi place. În general, mie îmi place sportul. Da? Și... Avem și vorba aceea, minte sănătoasă într-un corp sănătos. Da? Este un proiect
care are o finanțare de aproape 800.000 de euro. Unde finanțarea asigurată de cine? De Uniunea Europeană, 85% Uniunea Europeană, 13% de la guvern, doar 2% pentru din bugetul contestatarii local. Acestui proiect, doar 2% din 800.000 de euro sunt bani de la bugetul local. Adică 8 ori 16.000 de euro. Cu 16.000 de euro noi vom reface stadionul orașului, discutând efectiv de la A la Z, adică împrejmuire, schimbat gazonul, instalație de nocturnă, tabelă electronică, instalație de irigat. Am achiziționat un autocar în cadrul acestui proiect și în cadrul acestui proiect, da, Uniunea Europeană a venit și a spus nu la noi, ci pe această axă, dom'le, vrem să încurajăm sporturile naționale ale țărilor respective. Îmi cer scuze. Ori sportul național al nostru este oina. Este oina. Noi suntem în parteneriat cu bulgarii. La fel, bulgarii au partea lor de proiect în cadrul căruia trebuie să-și promoveze sportul lor național. Nu e nicio problemă. Și am urmărit. Nu există nicio critică. Nu există absolut nimic în media bulgară. Numai aici, la noi, în România, în Hârșova. Că le-am explicat. Nu, cred că și în România, pentru că mentalitatea aceea cu exact asta ne trebuie, asta ne lipsea. Doamne, eu cred, nu știu dacă doar în România, eu totuși țin să cred că acolo în Hârșova și nu înțeleg de ce. Bine, sunt câteva persoane tendențioase, răutăcioase, chiar pot spune cuprinse de ură la un moment dat. Oh, da, și îi cam urbește, pentru că l-a zis așa. În 2000-2008 a fost un primar. Primul mandat a avut liniște. N-a fost deranjat, nu a fost... Erau alte vremuri. 2008-2016 a fost un alt primar. La fel, în primul mandat a avut liniște, a avut pace. Doamne, eu în primul mandat nu mă plâng, că ce nu mă dărâmă mă întărește. Dar eu în primul mandat, iată, te-am întâlnat și, cum a spus dumneavoastră că ați auzit, numai acuze și false, numai vorbe sub anonimat, numai tot felul de minciuni la adresa cetățenilor împotriva mea. Lucruri care eu le-am mai spus acelor persoane și știu ele cine sunt, se va întoarce împotriva lor ca bumerangul. Pentru că eu am încredere în mine, am încredere în echipa mea, am încredere în echipa de la primărie și, repet, unde depunem muncă și noi știm cât am muncit până acum, imposibil să ne apară rezultate. Și atunci o să-i văd eu pe domnul. Și cu heliportul? Cu heliportul a spus așa am gândit-o eu. Dom'le, elicopterul Smurd aterizează pe aeroport. Noi în primăvară începem lucrările de renovare a stadionului. Efectiv, heliportul nu va avea unde să aterizeze. Acelor contestatari, am spus-o, nu le-aș dori să realizeze cât contează o secundă în operațiunea de salvare a unui om. Perfect, adevărat. Da. Și atunci, dacă elicopterul Smurd nu va mai putea ateriza pe stadion, întrebarea, unde va ateriza pentru a salva? Nicăieri. Și atunci am spus, am identificat locația în incinta spitalului și am făcut studiul de fezabilitate. Este un proiect la fel perfect viabil. Aici să abonez finanțat din... În moment de față, din bugetul local. Din bugetul local, da. Dar am spus, cine dorește să vină în sprijinul nostru, că e de la... E bine primit, da. E bine, da, bineînțeles, n-am nicio problemă și vom promova. Heliportul e util, într-adevăr, în oriunde l-am face. Însă, cum stau lucrurile la Spitalul Orășenesc Hârșova? În ceea ce privește personalul, în ceea ce privește condițiile de acolo? Doamne, eu am spus așa. Eu vreau să susțin spitalul din toate punctele de vedere. Și numai spitalul. Eu am mai spus, eu susțin și sistemul de educație, sistemul de sănătate. De ce? Foarte simplu. Cred că este... Eu iubesc orașul acela. Le-am spus, le convine, nu le convine. Sunt primul primar născut crescut în Hârșova. Și eu iubesc acel oraș. Este un oraș în care eu mă văd undeva la... Mă văd la pensie. Și mi-aș dori ca unul din cei doi copii măcar să vină alături de mine. Ceea ce înseamnă că trebuie să pun umărul și să asigur o dezvoltare a orașului. Exact cum ce vorbeam mai devreme, tinerii să nu plece. Sau dacă pleacă, o parte să se întoarcă. În acest sens, pentru spital, eu am depus pe 4 octombrie pe fonduri europene un program privind eficientizarea energetică a spitalului. Cu șanse mari de realizare. De realizare, da.
În altă ordine de idei, pentru stimularea, să le spunem, medicilor, am depus și s-a aprobat și nu m-a ajutat nimeni, conform tradiției, da, să spunem așa. Unuia sau unora. ANL-ul în 2017 a deschis o linie de finanțare pentru un proiect privind construirea de blocuri ANL pentru medici specialiști în sănătate. Dar la un moment dat era și un program la care s-a dus. Da, da, era mai de mult unul vechi. Dar pe vremea ministrului Udrea a venit propunerea asta cu case. Dar în 2017 s-a deschis această linie. În 2017 acest proiect prin construirea unui bloc pentru medici specialiști s-a aprobat. Și chiar ieri am discutat cu proiectantul. A fost toată procedura de achiziție a fost făcută de ANL. Noi doar asigurăm terenul și cheltuielile utilități. Privind utilitățile. Restul este treaba ANL-ului. Au finalizat procedura și din primăvară vor construi blocul. Da? Lucru care va fi benefic pentru medici. Este o modalitate de a-i atrage. O altă modalitate de a-i convinge pe medici să vină la Hârșova. M-am gândit eu ca o stimulare. Asigurarea de contării transportului pentru medicii care deservesc spitalul, da, și nu, da, care fac naveta și nu și-au domiciliu la Hârșova. Și am depus un proiect și la Ministerul Sănătății, urmare unei hotărâri de Consiliu prin care am inițiat eu efectiv un proiect privind dotarea spitalului cu echipamente medicale, iar noi să asigurăm cofinanțarea de 10%. Prin legea specială a sănătății, știți că ministerele pot dota spitalele. Deci, cu alte cuvinte, s-ar putea ca soarta spitalului Orășenesc Hârșova cu siguranță, să se schimbe. Cu siguranță. Spre dezamăgirea unora, eu le-am spus, spitalul nu... Am impresia că toate comentariile acestea mai mult vă ambiționează pe noastră. Da, bineînțeles, că adică mă ambiționează, doamnă. Adică creează așa o vitalitate în plus, ca să spun. Doamnă, mie, în general, îmi place să demonstrez celor care nu mă cunosc și mă apreciază așa la prima vedere, că se înșală în privința mea. Păi că v-au crezut tânăr așa, știu fi, să n-are experiență, nu știu ce e administrație, poate, da, poate. Da, corect, poate, poate. Și în altă ordine de idei, vreau să vă spun că prin transferul de la bugetul local la bugetul bugete secundare, da, ale ordonanțelor secundare de credite, în perioada 31-10-2016, 31-10-2017, deci ca și raportare, a crescut cu 24%. Deci acolo în spital, cine vrea să vadă, vede. Noi am investit pentru că spitalul este acum într-un proces de reacreditare pe care îl va lua, fără doar și poate. Vreau să vă spun că suntem la... Ne-aș contează mult și reacreditarea și clasificarea pe care da, obține și... Vreau să vă spun că suntem pe ultima 100 de metri și finalizăm montarea bazinului de apă potabilă la spital. Bazin care nu prea a fost. Nu prea a fost. Înțelegi? Ca să nu spuneți că n-a fost, da. Da. E, nu prea a fost, am înțeles. Da. Deci eu am planuri mari și gânduri bune pentru spitalul lor și Hârșova. Dar cu o singură precizare. Și aici vor trebui instituțiile respective să înțeleagă faptul că spitalul Orășenesc nu este al Hârșovei. Vreau să vă spun că în 2016, din totalul cazurilor rezolvate în spital, 52% aparțin Hârșovei, 48% sunt cazuri din afara orașului. Da, firesc. Pe procente. Localitățile comun, limitrofe, da? Fiecare, da? Da. Și acum vine întrebarea mea. Iar, logică, zic eu, fără să fiu n-ar subiectiv... N-ar trebui să participe. Vedeți, am vrut să... Mi-a zis întrebarea. Cheltuielile privind, știu eu, aici, aparatul medical. Cred că este o lacună legislativă aici, pentru cu siguranță, că nu permite. Cu siguranță. Cheltuielile privind actul medical, ok, sunt de contact de casă de sănătate. Permite să te implici doar în cazul în care unitatea este, da, pe... Dar în momentul în care tu din 2010 ai trecut spitalul ca ordonator secundar de credite în grija primăriei orașului Hârșova și toate cheltuielile tehnic-administrative sunt asigurate de primăria Hârșova, păi atunci... Nu sună cinic, nu sună... Sună adevăr, realitate. Primăria Hârșova, dau exemplu, din 100 de lei pentru apă, curent, hrană și combustibil pe iarnă,
pentru pacienții din orașul Hârșova consumă doar 52 de lei. Restul 48 de lei pe care îi plătește primăria Hârșova din taxele și impozitele cetățenilor orașului Hârșova sunt pentru asigurarea confortului post-operator, să spunem, pentru cetățenii din alte localități. Acum e adevărat, nu pot veni către acele localități să le spun pe statistică, nu vorbim pe vorbe. Uite, tu ai atâta 16% din bugetul tehnic administrativ, să spunem, da, pentru funcționarea spitalului, dai și tu 16%, dai și tu 3%, dai și tu 5% și eu pun 50% și gata, s-a rezolvat problema. Nu pot face treaba asta. Dar, în schimb, puteți să le solicitați parlamentarilor dumneavoastră să modifice legislația în sensul ăsta. Că cu siguranță nu va exista orașul și, sau localitatea și spitalul. Tot timpul situația aceasta va exista, da, o unitate specială să deservească mai multe unități administrative teritoriale. Sau aici vin cu, iar cu o altă propunere care trebuie să înțeleagă. Decât să fi modificat codul fiscal să vă facă probleme, mai bine, uite, modificau problema asta, rezolvau tot din condei, tot legal. Nu știu, nu sunt în măsură să comentez, eu sunt primar. Da, da, puteți vorbi cu, să propuneți, să vorbiți cu parlamentarii de Constanța și să le propuneți, nene, uite, același lucru ar fi valabil și pentru Băneasa, același lucru ar fi valabil și la Mangalia. Da, pentru toată lumea. Și da. Nu mai spun la Constanța, la Constanța ar trebui să contribuie și cei de la Tulcea, în fine, asta da. Adică lucrurile sunt foarte clare. Dacă mi-ai dat spitalul în administrare locală, trebuie să vii și să mă subvenționez, pentru că ușor, ușor Hârșova... Noi ne-am obișnuit să li se dea primarilor atribuții și, așa zis, autonomie locală, dar mai puțin sursa de finanțare. Doamne, știți cum e? Exact. Se întâmplă de mult, da, dar este acea vorbă. Nu poți spune, te-am legat cu mâini la spate și după aceea spun, hai la muncă. Perfect. Nu merge. Lasă-mi mâinile libere și atunci îți voi dovedi că muncesc și că am forța de a munci. Înțelegeți? Deci e de discutat. O altă, dacă tot spuneați și dacă tot suntem aici, o ridic, vis-a-vis de a schimba legea poliției locale. În momentul de față, poliția locală, prin lege... Un polițist la 1000 de locuitori. Hârșova are 10 polițiști locali. Din punctul meu de vedere, insuficienți. Și am spus-o foarte clar. Oricine să vină cu o propunere, să vină cu o propunere de, hai să spunem, 2 polițiști la 1000 de locuitori, 20 este ceva, sau, foarte simplu, să lasă la aprecierea primarului, pentru că el este cel care simte pulsul comunității și să angajeze el în funcție de, în limita bugetului pe care și-l permite. Dacă eu îmi permit în bugetul meu pentru a asigura liniștea și siguranța cetățeanului, dacă eu bugetez pentru 35 de polițiști locali, doamne, lasă-mă să am 35 de polițiști locali. Nu mă îngrădi cu un polițist la 1000 de locuitori, că nu fac nimic. Și după aceea cetățeanul, pe bună dreptate, că eu înainte de a fi primar am spus, sunt părinte și cetățean. La primar mă duc și îl întreb. Dar și primarul trebuie să vină și să spună răspicat, fără să-i fie nu teamă, nu cred eu că primarilor le este teamă de parlamentari. Poate rușine. Poate teamă de șeful de partid, nu neapărat de parlamentari. Da, nu, ce poate să facă șeful de partid? Dacă facem treburi bune, nu poate decât să ne laude, nu poate să ne sancționeze. Ei, nu. N-am văzut cazuri în care au dat afară din partid pe motive de necuințenie, să spun așa. Dar terminând ideea și cu spitalul, că nu-mi place să las ideile neterminate, atunci voi veni într-adevăr și am făcut și voi mai face adrese către Consiliul Județean, în care, exact ce vă spuneam mai devreme, având în vedere sumele primite, este o relație bună. Bună, da, foarte bine, eu nu cred în perfect, în foarte bine, nu. Este o relație bună, este o relație... Da, știți cum spun unii, se poate mai mult, se poate mai bine. Da, se poate... Dar v-am mai spus, nu e vorba pesimistului, este vorba realistului, se putea și mai rău. Asta nu înseamnă că doresc să dau idei, pentru că dacă se poate și mai rău... Nu cred că se putea și mai rău, pentru că sunt și niște cote pe care trebuie să le respecte. Trebuie să le respecte, da. Trebuie așa că... Știți cum e, am mai spus-o. Eu cred că, și vedeți și în Consiliul Județean, conducerea, este o altă generație. Altă mentalitate. Eu cred că a trecut, cred, sigur, a trecut generația cu acea mentalitate în care bugetul stă în pixul meu. Nu mai e chiar așa, pentru că dacă venim cu buget, cu proiecte bine definite și sustenabile, nu are cum să nu se aloce bani
de la bugetul, de la Consiliul Județean către acele primării. Sper să ajungeți să trăiți și momente din acelea. Mai avem 5 minute din emisiune și nu vreau să ratez o întrebare. Da. Pentru că mi-am amintit foarte clar că în prima noastră întâlnire mi-ați spus că primul lucru pe care l-ați făcut, ați făcut un soi de audit la primărie și ați vrut să vedeți cum stau lucrurile acolo, ca să știți unde porniți și ce aveți de făcut. Mi se pare că se poate de firesc. Da. Dar în același timp ați anunțat public că ați înaintat instanțelor, ați înaintat niște acțiuni în instanță împotriva fostului primar și viceprimar al orașului. Ce s-a mai întâmplat? Nu în instanță, am sesizat... Organele abilitate să ia măsuri pentru ceea ce ați depistat dumneavoastră. Da, nu știu, în mod de față eu nu am primit decât vis-a-vis de ce am găsit acel minus în caserie. Da. Da, acum vreo 3-4 zile am primit o adresă de la parchet în care mi se aduce la cunoștință că urmează astea face o expertiză financiară, contabil financiar și dacă dorim să participăm, dacă nu, oricum se va face în lipsa noastră. Noi ce expertiză să facem dacă noi am constatat că lipseau bani, da. Rămâne să vedem dacă ne-am înșelat, da? Nu cred. Uh-huh. Nu cred. Mai departe, în schimb, instituțiile statului să-și facă treaba. Că își fac treaba mai greu sau mai repede, nu știu, ține efectiv de ele. Și nu vreau să ratez nici întrebarea, chiar dacă spuneați puțin mai devreme că unora primar le e jenă să discute cu parlamentarii sau să le spună păsurile pe care le au. Care e relația noastră cu parlamentarii și de când au preluat mandatul, mai precis noiembrie 2016 și până în prezent, e un an și, da? Câți dintre ei v-au mai vizitat sau v-au mai întrebat? Ce mai e pe acolo? Ce ar mai trebui? Parlamentar de Constanța? Normal, pe la ei mă refer. Toți, pentru că acum nu mai avem colegi, nu mai are cum să mai... Doamne, cu parlamentar de Constanța am discutat și atunci când va fi cazul, vom mai discuta cu domnul Iulian Iancu. Este o persoană care... E aplicată, știe ce vorbește. Știe exact despre ce vorbește. Știe, da. A realizat că, într-adevăr, și aici... Da, aici care m-a ajutat și în proiectul cu gazele, dacă nu mă înșel. Care mi-a arătat direcția. Pentru că am mai spus. Bine, domnul Iulian în domeniu știa ce și cum. Da, și este o persoană care și-a dat seama că acest proiect este viabil și care mi-a spus la momentul respectiv că voi avea toată susținerea dumnealui pentru a racorda orașul la rețeaua de gaze. Și a confirmat că se poate, da. Da, alții? Da. Pe ceilalți? Alți parlamentari de Constanța? Nici măcar domnul Banias nu a mai venit. Chiar dacă... Domnul Banias mă chinui de luni de zile să-l aduc, de când am mandatul să-l aduc în emisiune și nu reușesc despre ce vorbiți. Și e mai aproape decât Hârșova. Da. Năvodariu de Constanța. Iar de ceilalți parlamentari de la celelalte partide... Probabil că zic, domnule, dacă nu-i dea nostru, ce să căutăm noi pe acolo? Nu știu. Păi pentru că este și județul deci, am spus pe care și eu, reprezintă deci, în Parlament, de aceea am spus să eu, nu am spus-o dumnealor. Poate că dumnealor, în schimb, am o relație foarte bună și o susținere, la fel m-a asigurat și pe acest proiect, nu numai, cu domnul Andrei Gerea, care momentan... Da, care coordonează activitatea filialei al de Constanța, da. Deci eu pot spune că... Nu sunt lăsat de unul singur dacă vin cu proiecte viabile. Aha. Deci cam asta ar trebui să fie și sfatul pentru primar. Dacă vreți totuși cineva să vă ajute, să vă deschidă mintea și să vă arate drumul, veniți trebuie cu ceva palpabil. În primul rând, am mai spus, primul pas către a realiza o idee este să visezi acea idee. Să ai un... Da, pentru asta trebuie imaginații și poate unii nu au. Domnul primar, eu vă mulțumesc mult pentru participare. Sper să ne mai vedem luna viitoare ca să facem un bilanț mai al pot acestui face an. Și eu, mai pot face și eu cu scuzele de rigoare. Vă rog. Revin încă o dată cu apelul de a prelua malul în administrare locală. Repet, am făcut o adresă către Ministerul Transporturilor pe 19 octombrie în care, mă rog, am făcut acest răspuns, de fapt, nu este o adresă, am început de undeva de prin luna aprilie aceste demersuri, această comunicare între primărie și Ministerul Transporturilor, pentru că malurile Dunării sunt în administrarea APD Megalați, care este în subordinea Ministerului Transporturilor, și am primit o adresă în care mi se spune că APDM-ul nu dorește pedarea malului cerut de OAT. Punct. Și atunci am făcut și o adresă către Ministerul Transporturilor, între timp domnul ministru Felix Troie a venit la cârma acestui minister,
în care am spus că doresc din partea APDM-ului, din partea Ministerului, un răspuns pertinent și bine fundamentat. Așteptăm răspunsul, poate până la când ne revedem, veți avea niște lucruri mai palpabile. Mulțumesc pentru participare, succes în continuare, ne încheiem aici ediția Radiografiei zilei și seria emisiunii în această săptămână. Ne revedem luni la ora 20:30. În schimb, sâmbătă aveți posibilitatea să vedeți o retrospectivă a emisiunii în această săptămână. Tuturor vă urez un sfârșit de săptămână cât mai plăcut și atenție și în acest weekend la politicieni. La revedere! O seară bună!